Târgul Auto din municipiul Rădăuți își va redeschide porțile începând de duminică, 23 mai. Decizia a fost luată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rădăuți, după ce guvernul a decis relaxarea restricțiilor anticovid. Conform unei informări publicate de Primăria Rădăuți, în incinta târgului auto este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere gura și nasul. De asemenea, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a stabilit și condiții stricte de acces în incinta târgului auto. Vor fi primite doar persoanele care fie sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, fie prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR, care să nu fie mai vechi de 72 de ore, sau prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid, care să nu fie mai vechi de 24 de ore. Persoanele sunt obligate să facă dovada vaccinării sau a rezultatului negativ la test prin prezentarea documentelor pe suport de hârtie sau în format electronic. Târgul de mașini din Rădăuți funcționează în fiecare zi de duminică pe un teren situat la ieșirea din municipiu spre Frătăuții Vechi.